Ioana, noi femeile în general vrem să arătăm bine și asta presupune să avem probabil o rutină, nu? Zic bine, trebuie să avem neapărat o rutină de îngrijire. Este perfect cum ai spus, să avem o rutină, respectiv să avem o gamă mai complexă formată din anumiți pași pe care nu îi sărim nici dimineața, nici seara, în care integrăm mai multe elemente. Începem întotdeauna cu o curățare temeinică a tenului, care urmează pasul de tonifiere pentru o mai bună absorpție a cremelor pe care urmează să le aplicăm, sau a serumurilor. Pasul serului, care targetează anumite nevoi, urmează crema, crema de ochi și cea de ten sunt separate, iar mai departe continuăm, dacă vrem noi, cu machiajul pe timp de zi. Până mai întâi de toate, este nevoie să avem o cremă de zi și una de noapte? Contează? Depinde destul de mult ce ne dorim și care sunt, de fapt, nevoile tenului nostru, pentru că nu există o rețetă la fel pentru toată lumea. Fiecare are anumite particularități și știe ce anume vrea să trateze sau să prevină. Pentru adolescente, dacă avem un ten fără probleme, așa, un caz fericit care radiază și strălucește, putem să mergem strict pe o cremă hidratantă care să susțină această elasticitate a tenului. Pentru femeile trecute de 25 de ani, aș merge pe niște creme mai hrănitoare, care deja și protejează acea barieră de protecție naturală a pielii. Depinde tot așa de textură, poate să fie una un pic mai hrănitoare, mai bogată, pentru că pielea deja este, între ghilimele, însetată și absoarbe foarte bine produsul. Mai avem și variantele de creme de ochi și ele au rol reparator, au rol de a mai estompa cearcănele colorate, de a estompa începuturile de riduri. Când ar trebui să începem să folosim o cremă care să conțină acid hialuronic? Atunci când vedem că ridurile noastre încep să apară pe față sau mai devreme? Putem să începem mai devreme. Acidul hialuronic, de altfel, este ceva ce se află în mod natural în organismul nostru, în piele, deci nu e ca și cum intervenim cu un factor neapărat străin. Putem să-l folosim simplemente pentru a hidrata pielea și pentru a-i oferi senzația aceasta de suplețe și elasticitate. Dacă dorim o cremă anti-rid, ce ar trebui să conțină aceasta? O cremă anti-rid, clar, aș merge pe varianta de retinoizi ca ingrediente active și pe peptide. Ridurile, evident, sunt de mai multe tipuri. Pot să fie acelea fine sau pot să fie niște riduri deja formate, pe care o să fie foarte greu să le facem să dispară cu totul. Putem să le ținem sub control, putem să le mai estompăm, ele chiar să dispară complet va fi destul de dificil. Toate aceste reguli se aplică și în cazul bărbaților? Exact, se aplică. Chiar dacă din punct de vedere hormonal avem niște reacții mai diferite, totuși tot ce înseamnă expunerea la factorii externi și la razele solare este aceeași, așa că mergem pe același tip de produse.